Recep Tayyip Erdogan, declarații OK în contextul tensiunilor dintre Bruxelles, sublinierea Ankara, aderarea la UE rămâne obiectiv strategic. Aderarea Turciei la Uniunea Europeană rămâne un obiectiv strategic, afirm președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relatează News. Ro, citând de la Associated Press. Erdogan a făcut această declarație înainte să plece în stațiunea bulgar Varna, la Marea Neagră, pentru a participa la un summit tensionat UE Turcia. El a declarat pentru presă că va îndemna UE să îndepărteze obstacole politice sublinierei artificiale pe care Uniunea le ridică în calea aderării Turciei sublinierei să relanseze negocierile în vederea aderării, blocate. Summitul are loc pe fondul unei serii de probleme care au tensionat relațiile între Bruxelles sublinierei Ankara, inclusiv a unui diferend între Turcia sublinierei Cipru, un stat membru UE, pe tema unor explorări energetice în Marea Mediterană. Uniunea depinde de Ankara să blocheze un val de migranți către Europa, însă este îngrijorat de situația democrației în Turcia, respectarea drepturilor omului sublinierei libercilor, care s-a înrăutățit după tentativa de lovituri de stat din 2016.